Mi-am pregătit și eu un ceai hapciu, am făcut unul pentru mine și unul pentru copii. Am pus miere de salcămânel și lămâie stoarsă și o să-l beau acum aproape fierbinte, cât o să mă pregătesc și eu, pentru că mergem la cumpărături din partea cealaltă a orașului, la Tesco, la Debenhams, la TK Maxx și o luăm de pe Natalia cu noi. Pe Dominic îl las acasă cu Laura, o să-l adorm în pat și o să-l las pe Laura să stea lângă el în pat, oricum a fost tura a treia și e obosit și probabil că îi prinde bine odihneala asta lângă Dominic. Mi-am adus aminte de paleta de single-uri, farul single de la Anastasia și vreau să folosesc nuanța asta de aici, Chocolate Crumble. Nu știu cât de bine se vede la cameră, însă este o nuanță taupe, așa. Și o să o folosesc împreună cu nuanțele mate din paleta de la Dominic Cosmetics Latte, care acum e redusă pe Beauty Bay. De la 32 de lire este 24 de lire, cred. Deci e o paletă extraordinară, e printre cele mai bune palete de farduri ale anului 2018, deci vorbesc la modul mai serios. Eu am folosit nuanța asta de aici, nuanța Macchiato, pe post de iluminator, ca bază și peste am dat puțin cola roz de la Becca, pentru că sunt obsedată de el. Dar e foarte faină asta și ca nuanță de iluminator. Am curățat un pic paletica, era cam murdară pentru că o folosesc des. Acum este reducere la fardurile single ale Anastasiei pe Beauty Bay, apropo. De la 12 lire fardul cât era, este 8 lire. Dacă vă doriți fardul single de la Anastasia, dați o fugă pe Beauty Bay și le găsiți acolo. Nu sunt toate chiar atât de wow. Am scos din colecția mea vreo 2, cred. Una roșietică și încă una, pentru că nu-mi plăceau pur și simplu, nu mă atingeam de ele. Dar nuanța asta metal de aici și macaron, chocolate crumble, truffle glitter, asta henna și asta albastră de aici sunt Anastasia, sunt incredibile. Deci sunt foarte pigmentate, metalice pe ochi, rezistă toată ziua, o să vă arăt imediat și make-up-ul pe care îl port eu acum și eu sunt mulțumită de ele. Nu sunt ele cele mai bune farduri din lume, însă sunt printre cele mai bune. Am părul în cap oribil, abia aștept să mă spăl astăzi. Sper să găsesc șamponul ăla Estu, pe la TK Maxx, pe la astea, ca să mă spăl. Dacă nu, o să cumpăr altă, să văd altă alternativă, deși din câte mi-aduc aminte era la TK Maxx și la Boots. Hai să vă arăt make-up-ul de astăzi, trebuie să-mi schimb și asta de la buză, pentru că am dat seara pusă și nu s-a mișcat de aici. Am iluminatorul roz peste nuanța aia din paletica de la Dominic Cosmetics, am spus, așa cam așa arată. Pe ten am de la Rihanna, de la Fenty Beauty și mi se pare ok, dar sub am hidratat bine, cu ulei și cremă de față și așa mai departe. Iar la ochi, nuanța pe plapă principală este Chocolate Crumble, doar asta. Și în pliul plapei am nuanța deschisă de tranziție de la Dominic Cosmetics din latte și după aia nuanța aia mauve, care este destul de intensă, dar eu am, cum să zic, am blenduit-o destul de bine și nu se vede chiar așa de bam. Dar mi se pare super drăguț make-up-ul de astăzi. Vezi cum stă make-up-ul astăzi, în special iluminatorul ăsta de la Becca Rose mi-a luat inima asta, Spanish Rose Glue. E superb. Dar și paleta de la Dominic, vedeți cât e de versatilă. Mă gândesc că una din nuanțe o puteți folosi chiar și pe post de bronzer. Probabil, dacă asta am folosit-o ca iluminator, ca bază, arăta drăguță și singură, dar mie mi s-a pus palata pe asta de la Becca și trebuia să-l dau deasupra acolo. Da. Până ne vine autobuzul, că l-am pierdut pe primul, am intrat în Wilco și Natalia a dormit, adică am fofolit-o aici bine, bine, bine. A dormit cu iuța mea și atunci am găsit aici în dulap. Eu am dat 6 lire pe la seară și aici cu o liră am găsit așa. Și o cremă pe care mi-a recomandat-o cineva. 4 lire 85 asta de Isoviras. Și cred că o să o cumpăr să dau cu ea pe Herbes. Am mi se pare ok. Am zis că asta e, mi-a scris cineva pe Instagram, dar nu mai țin minte exact numele. Și uite, astea cu olive, chiar sunt curioasă. Oare sunt la fel de bune ca asta de la, pe care le-am eu la buză? S-a trezit și Nati, când am intrat în Boots, am ajuns.
E bun, mami? I-am dat să mănânci ăsta, ursulețul. Yo-yo strawberry. Și-a câștigat un card din ăsta cu pinguinii. Îi plau pinguinii foarte mult. Și ne uităm la lumânările de la Yankee Candle. Vreau să iau una nouă. Acasă o am pe asta așa. Lemon și lavender. Și acum aș avea de ales între asta. Pink Sands. Asta îmi place mult cu miroase. Și mai era încă una. Asta, vanilla cupcake. O să iau una din astea două. Să vă mărime asta așa. Acasă avem din asta mare și mi se pare prea mare. La McDonald's, lucruri pe care nu-l facem destul de des, chiar foarte, foarte rar. Aici e o surpriză, Nati, de la Happy Meal. Sunt și jucării Vila, Marta mea de Hermela, sunt foarte, foarte drăguțe, chiar sunt și eu curioasă să văd ce e înăuntru. I-am luat așa niște bucățele de pui, chicken nuggets și cartofi pe care nu-i mănâncă, doar puiul mănâncă. Stai, o chiar carne, mami, trebuie să suflăm. Așa avem la Happy Meal aici în Anglia, bucățele de pui și i-am luat suc așa de portocală, tropicana, fruct presat, așa scrie și cutia e foarte drăguțe. Afară s-a întunecat, deși e numai 5 ceasul, cam așa. Este gura mare, mami. Și am luat o tonă de ketchup, așa zic eu o tonă, pentru că îmi place foarte mult ketchupul lor, deci aș mânca găleți întregi. Și mai avem, dacă nu ne ajunge cumva, avem aici lângă noi, de acolo. Luăm ketchup și punem în borcanele din astea și este pur și simplu gratis. O să mă apuc și o să mănânc. Ah, și pentru mine am luat un quarter pounder pe care l-am personalizat, am mai adăugat salată în plus, am adăugat roșie. Căutăm înlocuitor pentru oița de acasă cu care se culcă Nati, aia neagră, Baba Black Sheep. Deci mie nu-mi place din ce culoare oaia aia și aici sunt o grămadă de jucării, dar să vedem dacă și alege ceva. Dacă nu e ceva pe sufletul ei să zică, wow, îmi place, degeaba caut eu până mâine, orice jucărie aș căuta. Asta e unicorn, ce e? Ia uite, se ascunde ceva aici, să vedem. Ia uite, ăsta-ți place? Îți place? Că e micuț ăsta. Nu-ți place dinozaurul? Ia uite cât ai, îl pune la loc? Ce mai avem pe aici? Ursuletul ăla se ascundea acolo, ăla e bun de somn. Ia uite câte jucării ai, sunt aruncate o grămadă. Asta mai e un șoricel, dar asta parcă e prea mică. Sau, ce-o fi asta? Să vedem, uite aici mai e un cățel. Friends Forever. Uite ce drăguț este. Și asta e o chișorere, foarte frumoasă, să le-aș lua pe toate, ca credeți-mi. Toate, toate. Hai că ne-am găsit un prieten nou până la urmă, am cumpărat ursul ăsta. E foarte drăguț, mi se pare așa moale, nu știu, calitativ e bun de luat în padul ăla cu care seara și sper să renunțe la oaia aia de acolo. Pe mine nu-mi place absolut deloc. Nu știu cât a fost, 6 lire prea acolo, dar era mult mai scump în reprezentanță. Mă bucur că l-am găsit, e moale, așa am spus, mi se pare calitate bună, nu știu de la ce firmă este, dar e foarte drăguț și n-a vrut să se dezlipească de el, aia e cel mai important, să sperăm că își scapă de oaie. Îți plac, mami, cizmulițele? Și-a luat toată herghelia în brațe, cățelușul de la McDonald's, iepurașul de acasă și ursulețul de la Tic & Max. Ne-am găsit cizmulița asta cu steluțe jos acolo, sunt tare drăguțe. Îți plac, mami? Vrei să le cumpărăm? Bine. Da? Merge să le plătim? Să plătim. Trebuie să le plătim. Ce cănuță drăguță am găsit aici, cu mami, așa. 2018, dar nu știu dacă să iau, că eu sunt mami și în 2018, dar nu i-am născut în 2018. Ups, a căzut cățelușul. Hai să mergem să plătim cizmulițele, că altceva n-am găsit aici în magazin. Și să mergem acasă. Nu prea am multe aici în Next-ul ăsta. Prefer să le comand online mai degrabă decât să le iau, pentru că găsesc mai multe online. Am ajuns și în Tesco la cumpărături și sunt reduse jucăriile de la Kill Toys. Sunt reduse destul de mult. Zice reduced to clear sau ceva de genul. Și am găsit Natalie un cățeluș ăsta de la Kill Toys. Ăsta e al Dominic, așa e, mami? I-a luat și lui Dominic un cățel, dacă tu ți-ai luat ursulețul, i-a luat și lui Dominic un cățeluș. Și plus că am fost cu ea la baie și a făcut fata pișul la toaletă aici, la Tesco, așa e, mami? A făcut fetița pișul acolo, ca o fetiță mare ce e, și a tras apa. Și ne-a spălat pe mâini, bravo, mami! Ești fetiță mare, puiul meu! I love you! Hai să mergem acasă să-i dăm și lui Dominic cățelul, bine? Bine, mami? Ce te uiți, ai sub cărțile pentru copii, ia uite, foarte multe cărți.
Asta e cățelul pe care l-am cumpărat pentru Dominic de la Kill Toys. Monty, văd că se numește. Îmi plac foarte mult jucările de la Kill Toys. Sunt mai calitative aici în Marea Britanie. Și pentru că l-am găsit la 5,50 lire față de cât era el normal, mi se pare destul de fain ca preț. Nati, ce are acolo? Pe ursulețul? Cum îl cheamă pe ursuleț, mami? Thomas. Thomas îl cheamă pe ursuleț? Mi-l arăt și mie, te rog? Îmi arăt și mie ursulețul? Arată-mi ursulețul. Ia să vadă, mami. Wow, ce drăguț e ursulețul Thomas. Ce vrei? Vrei să mă pieptăni? Mulțumesc, mami. Mulțumesc, Dominic, că m-ai pieptănat. Aici am găsit, Natalie, ați văzut la Next, cizmulițele astea. Nu am mai așteptat să apară reducerile la Boxing Day, cum au ei după Crăciun aici pe 26 cred, decembrie. Și le-am cumpărat acum. Așa un ceva cu steluță aici. Este un detaliu foarte, foarte drăguț. Blană și pe interior sunt așa pofoase până jos. I-am luat în mărimea 8, dacă nu mă înșel, da. Mărimea 8 nu capă, pentru că e așa poartă. Îi vin foarte bine, am încălțat-o spre casă în ele și îmi plac mult, mult, mult de tot. Astea au costat, cred că, 25 de lire sau 26. I-am cumpărat set de badiuri, așa, mai eu lui Dominic. Sunt, cred că, 5 badiuri, da. 5 badiuri și au costat 9 lire. Le-am luat de un an jumătate, 2, pentru că el are acum 12-18 luni. Și sunt cam mititele, iar astea sunt tind până aici, cam așa. Și sunt foarte bune acum, material foarte bun. Mie întotdeauna mi-au plăcut hainele de la Next. Le-am găsit așa la Tesco două bluzițe și le-am luat la fel. Deci prima dată când le cumpăr haine la fel. Am găsit reduse bluzele astea două și am zis decât să le iau diferit, mai bine le iau la fel. Au fost 4 lire. Hai să vorbim pe asta mare. 3-4 am pentru Natalia. Este un albastru închis. Aici are detalii așa, nu știu, care se lipesc oarecum. Și are un ren. Căciulița este din material, ieșit în afară. Are nasul așa. Sunt extrem de drăguțe. Asta e pentru Natalia și asta e pentru Dominic. 18-24 de luni am luat. Practic un an și jumătate de ani. Așa. Deci îmi plac foarte, foarte mult. Le-am mai cumpărat așa de la Tesco două pahare să bea apă cu tigru, Merry Christmas, acum de Crăciun, și cu Winnie. Sunt de la Winnie the Pooh și le-am cumpărat la fel, să nu se încarie nimeni la masă. Și Natalia i-am schimbat sticluța de apă. I-am găsit așa la Tesco, alte designuri nu erau, că luam altele cu siguranță. Nu prea îmi plac mie ăștia de la My Little Pony, dar asta este. E tot așa, cu pai din ăsta care se ridică aici. Am mai luat de la Tesco așa suculeț. Am găsit sucurile astea destul de interesante. Au pai pe spate, aici undeva, și scrie aici despre ele. Conțin 60% fruct, nu sunt din concentrat, nu au îndulcitor, nu au colorant sau conservanți și sunt aprobate la școală sucurile astea. Așa arată. Sunt cutii, astea sunt cu măr și pară, iar astea de aici cu măr și mango. Sunt cam, nu știu, 1,60 lire, 1,80 lire, setul de 3. Și o să le mai cumpăr în continuare, pentru că mi se par foarte ok. Undeva aici scria și ingredientele, aici. Mie mi se par foarte, foarte ok suculețele astea. Și sunt 6 aici, am să văd dacă le place. Mi se pare că doar astea două sortimente erau. Și o să le mai cumpăr în continuare, dacă le place, pentru că, repet, sunt apropiate de mine, cel puțin din lista ingredientelor și din ce spun pe ambalaj. I-am mai luat, Natalie, așa, pliculețe de la Cowgate. E singurul mod în care mănâncă fructe în afară de banană. Banana e singura pe care o mănânc așa întreagă, în rest nu mănânc absolut nimic. Și profit așa să-i dau măr și pară. Iar asta e mix, din măr, pară, banană și caisă. Cred că e asta. Nimic porcărie în interior, doar ingredientele de aici. Altfel nu le mănânc, așa că trebuie să mănânce oarecum, să o ajute și la mersul la toaletă, la treaba mare. Și pur și simplu, pentru vitamine, pentru corp, asta este. Până să mai crească un pic, o să înceapă să mănânce fructe, mă descurc și așa. Am mai găsit în TK Maxx așa o pungă din asta mare, deci asta e palma mea și asta e punga. De bețe din astea, știți că le mănânc în astea așa, alea normale pe care le mâncau ei de la Kid Delicious. Iar asta costă 70 de pii, 80 de pii o punguță. Iar asta a costat 3,29 lire, dar mai punga. Asta e așa și asta e așa. Numai după grame pot să-mi dau seama. Astea au 12 grame, iar punguța mare are 191 de grame, deci ajung mult mai bine așa. De fiecare dată când ajung la TK Maxx, le cumpăr așa pentru că le găsesc mereu. Sunt bețe din astea, din legume. Astea personal, astea verzi, care sunt așa, sunt astea de aici, de brocoli. Și mie nu-mi plac absolut deloc. Eu încerc să le evit. Natalia le mănâncă, lui Dominic nu-i plac. Deci Dominic seamănă cu mine, Natalia le mănâncă pe toate. Așa că mă bucur. Sunt chipsuri copte din legume, pur și simplu. Aici am un nou Kinder pentru Natalia, l-am cumpărat din Tesco, trebuie să mă duc să-i dau. De fiecare dată când ajung în Tesco, îmi cumpăr cașcaval din ăsta, afumat cu lemn de măr. Deci e preferatul meu din lumea întreagă, aș mânca până aș crăpa cașcaval din ăsta. De la buț am mai luat așa lui Dominic periuță de dinți, Milk Teeth. E de la Aquafresh, dacă nu mă înșel, da. De la 0 la 2 ani, mi s-a părut mai bun așa, aici.
La capăt trebuia să o renuiesc, că Natalia am cumpărat recent, însă lui nu și trebuie renuită cam la, nu știu, 5-6 luni. Să zic, cumpărat suzete, le-am renuit pentru că aia arată foarte rău. Vreau să renunțe la suzete, astea sunt ultimele două pe care le iau. Și o să renunțe pur și simplu, cum mi-am luat-o și Natalia deodată și când întreba de ea am spus că nu mai e, așa o să procedez cu Dominic, pentru că am avut grijă până acum să, nu știu, să-i educ în sensul ăsta, să înțeleagă verbal, să le explic calm, dacă nu mai este suzeta, îi explic, mami a plecat, s-a dus nu știu unde. Copilul și înțelege la un moment dat, vorbind calm cu el, deci cam așa o să procedez. Astea sunt ultimele două pe care le iau, în orice caz, prefer suzetele mam. Deci, de fiecare dată de când l-am descoperit la Natalia, numai suzete mam am cumpărat pentru ei și atât. Aici mi-am luat niște șosete pe care le-am găsit în TK Maxx. Sunt șosete groase, termale, zice aici, pentru că au lână în interior. Au 26% lână și au costat 3,99 lei. Mi-a plăcut și culoarea lor și sunt bune pentru că le iau pentru cizme afară. Ghete, cizme nu contează, sunt destul de faine. Așa, sunt grosuțe și trebuie să-mi țină de cald. Sunt mai groase și mai călduroase decât șosetele normale, așa că abia aștept să le desfac, să le încerc. Mai am aici de la Boots o lumânare Yankee Candle. M-am hotărât până la urmă, le-am găsit pe astea așa și cred că sunt model nou, dacă nu mă înșel, pentru că nu le-am văzut până acum. Ei au borcanele rotunde, nu pătrate. Singura aromă care mi-a plăcut, aromă ca miros din toate astea care erau noi, este Sheer Linen. Miroase foarte, foarte drăguț. Spune aici că o poți pune așa în capac, adică capacul servește ca bază să susțină lumânarea. Wow, deci cum i-am deschis capacul a început să miroasă. Superb. Doamne, miroase a liliac, miroase a primăvară, deci asta este aroma. Dacă aveți ocazia să le mirosiți în magazine, chiar vă rog să faceți, miroase superb asta, primăvară, floricele, liliac, zambile, toate amestecate, nu știu. Iar ca șampon am zis că vreau să-l schimb și nu am găsit Yes2 în magazin, asta este, am cumpărat Pantene, am cumpărat unul Repair and Protect și unul Superfood Full and Strong. Au fost 2 la 6 lire și am profitat și am cumpărat 2 șampoane. Să vedem care este mai bun. Asta zice că e nou. Asta Repair and Protect. Habar nu am. Deci nu m-am spălat de secole cu șamponul ăsta de la Pantene, dar o să aflăm în curând cum este. Am obosit tare astăzi, mă credeți. Deci am obosit de-a bine la jos. Mă așteaptă un ceis pe care l-am făcut din ăla pentru tuse. Plantusin sau antibronșitic, unul din ele, pentru că le-am pe amândouă. Și am adăugat puțină lavandă în el asta ca să mă liniștească un pic după ziua de astăzi. Am buzele extrem de uscate, trebuie să mă dau pe herpesul ăsta, am zis, cu crema aia și după aia nu știu să văd dacă trebuie să plec sau nu din ăsta de la câmpii de ăsta pe care l-am aici. Dimineața cum mă trezesc trebuie neapărat să mă spăl pe cap pentru că nu-l mai suport așa, credeți-mă. Deci astăzi a stat sub căciulă mai bine de 5 ore și... Și acum să-mi beau ceiuțul, o să-mi rămas bun de la voi. Vă pup dulce dulce și ne vedem în clipulețul de mâine. Pa, pa!